Un bărbat de 44 de ani a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a fost lovită de un autoturism. Accidentul s-a petrecut pe raza localității Drăgoieni, victima a fost transportată la spital. În seara zilei de 28 octombrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că pe raza municipiului a avut loc un eveniment rutier. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un tânăr de 20 de ani din comuna Prigoria, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Drăgoieni din direcția municipiului Târgu Jiu către comuna Scoarța, a intrat în coliziune cu un autoturism condus în aceeași direcție de către un bărbat de 44 de ani din comuna Albeni. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea unui bărbat din comuna Albeni, care se afla pasager în autoturismul condus de bărbatul de 44 de ani. În cauză, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Pe numele tânărului a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.